Pajiștile alpine, lecție dedicată elevilor din clasa a 5-a. Pajiștile alpine se află la munte, unde verile sunt scurte, călduroase, iar iernile lungi și geroase. Solul este acoperit de zăpadă, mai multe luni pe an, vântul suflă puternic, iar precipitațiile sunt relativ frecvente. Biocenoza este alcătuită din plante și animale. Plantele sunt de obicei viu colorate, de exemplu brândușa, clopoțelul, garufița de munte sau floarea de colț. La înălțimi mai mici întâlnim arbuști pitici, cum este ienupărul, smârdarul, merișorii sau afinii. La înălțimi mai mari dispar plantele ierboase și apar numeroși licheni și mușchi. Unele dintre plante sunt ocrotite prin lege, de exemplu floarea de colț sau unele specii de orhidee, cum este sângele voinicului. Plantele previn și combat eroziunea solului și contribuie la fertilizarea lui. Gramineele sunt componentele principale ale pajiștilor alpine. Sunt folosite ca hrană pentru animale, fie prin pășunat direct sau cosite pentru obținerea fânului. Majoritatea plantelor înfloresc vara. Tulpinile lor nu sunt înalte, chiar târătoare, iar frunzele sunt dispuse în rozetă. Frunzele plantelor sunt suculente sau acoperite cu ceară ori perișori protectori. Animalele sunt reprezentate de melci, paianjeni, insecte, triton de munte, broască roșie de munte, acvila de munte, vulturul pleșuv, șoareci, mormote sau capra neagră. Animalele au corpul de culoare închisă, acoperit de obicei cu peri, pene sau blană. Unele dintre animale intră în repaus hibernal în timpul iernii. Provocare. Descoperiți legăturile dintre adaptările viețuitoarelor din pajiștile alpine și factorii de mediu. Factorii de mediu sunt perioada de vegetație scurtă, vântul puternic, lumina puternică și menținerea căldurii. Adaptările viețuitoarelor din pajiștile alpine pot fi plantele care înfloresc vara. Plantele au tulpini scurte, frunze dispuse în rozetă. Florile sunt viu colorate sau animalele au blană. Vă mulțumesc pentru atenție!